pe înțelesul tuturor, cât de contagioasă este noua tulpină descoperită în Marea Britanie? Este mai contagioasă decât tulpina care a circulat până acum. Nu avem încă dovezi că ar fi cazuri mai grave, dar contagiozitatea este mai mare. La începutul acestei pandemii, prin aprilie, un studiu din Marea Britanie arăta că în 14 zile un caz care n-a fost izolat, n-a fost carantinat, să spunem, dar n-a fost izolat în acele momente, a putut fi observat ca și transmitere către 243 de persoane. Noi mergeam pe o transmitere de 1 la 2, 1 la 3, în condițiile în care avem acest virus. În condițiile în care apare o nouă tulpină cu o contagiozitate, cu o putere de transmitere mai mare, cred că numărul de persoane care sunt afectate crește în condițiile în care nu putem limita sau nu izolăm sau carantinăm cazurile implicate în toată ancheta epidemiologică, că sunt contact sau că sunt cazuri confirmate.